Decizia autorităților buzoiene de a stabili tabăra școlară Arbănaș drept centru de carantină ar putea însemna desființarea unității de agrement și așa aflată într-o situație critică, cel puțin în ultimii 2 ani. În ciuda numeroaselor demersuri făcute de-a lungul timpului, Ministerul Tineretului a lăsat de izbeliște tabăra școlară de la Arbănaș, situată într-o zonă pitorească de pe Valea Buzăului. Între timp, autoritățile locale din Becen, dar și cele județene, au încercat să preia tabăra în administrare, însă toate solicitările s-au blocat tot la nivel central. S-a ajuns atât de departe cu indiferența încât tabăra a mai rămas cu doar 2 angajați. Întâi trebuie să rezolvăm cu personalul taberei, care nu există. Stăm în 2 angajați care trebuie să le facă pe toate. Și încetul cu încetul să începem să construim acolo unde este dărâmat, să încercăm să reparăm acolo unde este stricat. Și sper să nu se pună această ștampilă și pecete pe această tabără, că odată ce s-a intrat cu, și e vorba de coronavirus, să nu mai fie funcțional. Nu este treaba noastră a direcției. Noi am pus la dispoziție o locație. Ne-au rugat, am fost întrebați, le-am spus despre ce e vorba. Este treaba instituției prefectului să găsească locul cel mai potrivit pentru acești oameni care, să mă ierte Dumnezeu, trebuie să aibă și ei un loc unde poate să fie tratați. Conducerea de JTS Buzău speră ca decizia de ieri a autorităților să nu se răsfrângă asupra viitorului taberei școlare de la Arbănaș. Sper să nu se ajungă aici în tabără și... Ar însemna un sfârșit pentru tabăra asta? Nu. Noi ne dorim un nou început pentru tabăra asta. Ne dorim mai mult decât o continuitate. Ne dorim să înflorească această tabără și cu ajutorul celor din Comuna Becen. Este lesne de înțeles că odată ce tabăra a fost declarată centru de carantină, nu va mai putea găzdui elevi, cel puțin în perioada funcționării acestei locații cu noua destinație. Autoritățile nu au luat în calcul acest aspect. Nu știu dacă este un impediment, acest aspect constituie un impediment pentru așa ceva. Și cum pot fi cazați copii acolo? Păi, deocamdată, această tabără este dezafectată din punct de vedere turistic. Mai vedem ce va mai fi. Deocamdată, peste noi a venit această situație la nivel mondial, nu numai peste noi și peste alte țări, cu pericolul acestui coronavirus. Ce putem să facem? Unde putem să-i ducem? Într-un internat, în mijlocul orașului, în interiorul unei școli? Nu mai putem răspunde. Știu, asta am spus și eu, era o întrebare retorică. An buni, tabăra școlară Arbănaș a fost recunoscută la nivel național drept una dintre cele mai căutate locații pentru elevii aflați în vacanță.